Pentru a patra oară, Marius Bucur Sabo revine în peisajul plastic al lumii ieșene cu o expoziție inedită. Pe simezele Galeriei de Artă Nicolae Tonița, sâmbătă 11 februarie, a fost vernisată o expoziție cuprinzând 16 tablouri ale artistului. Expoziția plastică rămâne deschisă publicului pasionat de expresie artistică vizuală până pe 20 februarie. O expoziție plină de simboluri, de semne plastice și de mesaje. Toate au fost reunite sub denumiri sugestive. Ițele vieții, oportunități, ițele vieții, amenințări, captivă, vârsta dragostei, Rhapsody in Blue, grație și alte provocări estetice, imaginare. Deși lucrări plastice abstracte, fiecare conturează o poveste aparte pornind de la ipostazele cu care ne întâlnim în diferite momente ale vieții. Iată că a revenit pe simezele Galeriei Tonița cu tablouri care să pună în evidență capacitatea lui de a valoriza în mod special comunicarea prin linii și prin culoare, realizând, spunem noi, tablouri cu un puternic impact emoțional asupra publicului. De la vernisaj nu au lipsit nici profesorul Constantin Tofan, cel care i-a urmărit traseul artistic, care i-a ghidat pașii de elev, apoi devenirea ca student și definirea identității artistice. O expoziție care pe mine m-a tulburat ultima întâlnire cu el, când i-am văzut lucrările. De ce să nu recunosc? Îmi plăceau și înainte o parte, dar acum a avut loc, știu, o desprindere care m-a uluit. Pentru că trece de la o artă modernă care a existat cu ani în urmă, la o artă contemporană în care și conceptul și simbolul și expresivitatea stau alături la aceeași masă. Marius Bucur Sabo, un tânăr ce bate la ușa Uniunii Artiștilor Plastici din România, are peste 240 de lucrări, din care 37 expuse în diverse simeze.